În momentul în care am trecut de această iubire irațională de trup, adică materială și fără socotință, mai avem iubirea eros sau curvăria, ca să-i spunem așa. Aici încep toate plăcerile și nebuniile lumii, unde diavolul câștigă cel mai bine teren și distruge suflete cu foarte mare chibzuință. Și dacă ne uităm, nu în mod intenționat, Sarsailă chiar vrea să pecetulească tot ce înseamnă trup uman cu rău și vine și își bagă și el tiptil coada și subtil prin ceea ce numim noi prea multă relaxare privind păcatul, vorbitul despre păcat, mediatizarea păcatului, popularizarea păcatului, personalizarea păcatului. Deci în momentul în care tu induci sau introduci manualele de logică sexuală ca omul chipurile să înțeleagă și să se păzească, poți să faci mai mult rău decât dacă lași pe părinte să-și educe copilul după bunul lui plac și după buna lui înțelepciune, pentru că părinții sunt garanția morală a fiilor lor din două motive. Niciun părinte nu-și dorește să aibă copii răi, ci copii buni, de-aia investește în ei pregătire și școală și educație și grijă și supraveghere și veghează și îi crește și îi supraveghează. Și doi, părinții sunt garanția morală că au găsit echilibru în societate, că altfel n-ar fi soț și soție și n-ar crește împreună niște copii, adică n-ar fi mamă și tată dacă n-ar ști că au o responsabilitate. Chiar mi-a plăcut ieri expresia, unui tată, să grăbească să-și ia copilul de la grădine. Și am zis, dar lasă-l mă, că e mare, să crească bărbat. Părinte, e ochii mei, nu pot să-l las, trebuie să mă duc să-l iau eu de acolo. Mă rog, el avea programul lui, știa ce are de făcut. Și mi-a plăcut când a folosit expresia, e ochii mei. Ei, cine poate avea mai bine grijă de un copil să-l educe decât părintele care sunt ochii lui? Oglinda părinților sunt copiii și copiii oglinda părinților și invers. Deci, trebuie să avem grijă la această iubire eros, să nu cădem în destrăbălarea păcatelor păgânești, așa cum au fost popoarele Hananie 12 la număr, cu idori și idolatrii, cum au fost Imperiul Roman cu tot panteonul lor păgânist, Imperiul Grecesc cu Elin, cu tot panteonul lor păgânist de tot felul de zeități și de zmățuri, și să avem grijă de morala cât de cât ortodoxă și creștină, care îndeamnă ca un tânăr să fie curat până în vârsta căsătoriei sau a majoratului, că la majorat poate să ia decizii și singur, dar dacă este crescut bine, el știe ce trebuie să facă. Și în același timp să avem grijă că totuși această instituție pe care Dumnezeu a numit-o familie dintre om și femeie nu este un moft politic, este o datorie sacră de mărturisire a credinței. Orice creștin este obligat să meargă atunci când va fi semnarea pentru modificarea cuvântului bărbat și femeie în articolul acela al Constituției, nu ca un gest politic, ci ca un gest de mărturisire ortodoxă. Scrie în Scriptură clar, și n-a vrut Dumnezeu să fie omul singur pe pământ. I-a dat un somn adânc, a luat din el o coastă, a plinit locul cu carne și i-a făcut femeie. Iar când Adam s-a trezit din somnul cel greu, a spus atât. Os din oasele mele, carne din carnea mea, trup din trupul meu, femeie se va numi ea. Dacă Scriptura și Biblia ne-a confirmat că s-a numit femeie și Constituția unui stat ortodox, poate să aibă în textul constituțional acest termen, bărbat și femeie. Nimeni nu-i contestă pe ceilalți să-și păstreze liberul arbitru și să facă cum precum voiesc sau precum gândesc, dar cei mulți au dreptul să-și păzească în mod mărturisitor și categoric adevărul de credință, pentru că vor urma generații care vor face ce nu ne convine nouă, și am să vă spun cum.
Ștefan cel Mare, la vremea când ducea și el războaie cu turcii, ați văzut, mânat de zelul, că era un domn viteaz și slăvit de popor și ridicat în slăv de oameni și cinstit și numit de pe atunci sfânt și părintele Moldovei, a spus așa: Moldova nu e a mea, ci a urmașilor, urmașilor voștri. Ei, am putea spune că Constituția nu e a noastră, ci a urmașilor, urmașilor noștri. Și este bine ca această Constituție, cât mai există încă oameni sănătoși și conservatori la minte și morali, să existe acolo scris corect, civilizat, educat, fără ceartă, fără polemici, fără scandal, fără jigniri, fără apropouri, dar să scrie negru pe alb că o familie se numește convențional și social unirea dintre un bărbat și o femeie care are ca scop și logos nașterea de prunci, creșterea și educația lor pentru mersul mai departe al societății. Iar celelalte scamatorii sexuale secundare să-și facă și ele treaba lor după bunul lor liber arbitru, dar în măsura în care vor vrea, vor contribui la construcția societății în mod moral sau pozitiv și vor contribui destructiv la morala sau construcția socială după cum vor gândi. Este strict treaba lor. Dar noi avem datoria sfântă de a împlini acest lucru nu ca un moft al bisericii. Am citit nenumărate materiale, am citit tot felul, tot ce am găsit am citit, că am vrut să văd punctul de opinie și cum văd și oamenii politici, cum văd și analiștii, cum văd și sociologii și psihologii și toți. Mânați de curentul acesta ușor satanic al globalizării, al relativizării, al dezinformării, al trecerii cu tăvălugul peste tot ce înseamnă norme și valori, se încearcă să se inducă ideea că dacă ești moral ești nebun, dacă ești normal ești nebun, dacă ești familist ești nebun, dacă muncești ești nebun, adică trebuie să fim niște oameni hazardiști, așa cum ai luat tu, să spunem, un pum de fluturi și arunci în sus, nu contează unde ori zbura. Important e că zboară fluturi. Ei, nu-i chiar așa. Noi ne mai naștem cu un suflet viu și rațional care aparține lui Dumnezeu, ne naștem cu un scop, oamenii ai luminii și ai cerului și trebuie să urmărim această cale a cerului. De aceea spune să faci bine celor ce-ți fac rău, să binecuvintezi pe cei ce te blastămă sau te blamează. Deci noi nu trebuie să ne supărăm că apar anomaliile, pentru că tocmai aceste anomalii legislative, tocmai aceste anomalii morale, tocmai aceste anomalii sociale, tocmai aceste anomalii intelectuale care se fac din greșeli și erori de conjunctură pot dărâma o întreagă structură socială și pot crea, nu într-un an, nu în doi, nu în zece, un haos. Era cândva, eu m-am gândit mult la lucrul ăsta, să nu credeți că ăștia care mai scriu cărți, oamenii ăștia grei, scriitori ăștia mari, ei când scriu câte o carte, mai gândesc ce scriu, dar ea, cartea aia nu trebuie citită așa cum scrie pe rând. Mai trebuie să te gândești de ce-i scris așa. Și filozofia spune așa, că atunci când vrei ceva de la un om, în prima fază trebuie să-i faci toate mofturile, ca el să câștige încrederea în tine. Adică, fă ce vrei, ești liber, da, ai voie, da, să dezleagă, da, nu-i nimic, totul e permisiv. După ce ai avut încrederea și ai dat ca păcală cu subsemnatul fără să gândești, după aceea, acel scris care în clipa aceea nu contează, ei, da, acolo să fie niște hârtii, lasă-le acolo. A, după aceea ți se pune hârtia în față, că vorba zboară și scrisul rămâne și spune, dar când am spus noi așa? Dar voi ați vrut așa, nu voi ați semnat, nu voi ați cerut, nu voi ați hotărât, ci noi ne-am băgat. Deci, vii și arunci mizeria în curtea vecinului și îi spui, vântul ți-a băgat-o printre gard, aveai gardul stricat. Să avem noi grijă, cum spune psalmistul, că au intrat cu topoare și securi,
Spune așa. Până în altarul Domnului. Și-au spart ușile altarului și-au zis, unde este Dumnezeu? Cine vă este vouă, Domn? Și spune mai departe psalmistul. Și Domnul a râs de dânsii, că am ales a fi lepădat în casa lui Dumnezeu decât a locui în locașul păcătoșilor. Noi trebuie să ne facem datoria sacră de ortodoxi, deci de ortodoxi, dar trebuie să ne facem și datoria sacră de oameni ai societății. O societate, dacă nu are morală, tu mâine mergi pe stradă, unul îți dă cu parul în cap și dacă legea nu te apără, tu ești vinovat că ai ieșit în calea parului. Iezuiți-o mentale. De ce ai trecut prin dreptul parului? Du-te și mai fă un an de pușcărie, nu mai treci prin dreptul parului. Așa, morala vine și spune, n-ai voie să ucizi un om. Și e mai bine că scrie lucrul ăsta decât să-l deduci. Și noi, poate va veni o vreme când nu vei mai avea voie să ai familie. Dar e bine că scrie în Constituție că a existat cândva o familie. Pentru că ține de tradiția vechimii și conservatorismului juridic și constituțional a culturii unui stat. Ați văzut, nu prea mai avem noi treabă cu istoria, nu prea mai avem noi treabă cu eroii, nu prea mai avem noi treabă cu naționalismul, nu mai prea avem noi treabă cu patriotismul, astea nu mai contează, au dispărut. Sunt cuvinte deja de dicționar, dar măcar să nu dispară din dicționar cuvântul rușine și bun simț. Astea suntem obligați încă să le păstrăm din două motive, că mai vedem crucea pe biserică și la gâtul creștinilor. Sau mai vedem creștinii cu lumânarea mână venind la spovedit și nu cred că o fac în mod imoral, ci o fac chiar în mod moral desăvârșit și bine gândit. Deci nu cred că se împărtășesc din tradiție, ci se împărtășesc din convingere. Să mergem acolo, să punem ștampila din convingere, nu din tradiție. Mărturisind că sunt creștin și cred în familia creștină.